Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru lună nouă. Evenimente, să sperăm faine, noutăți de lună nouă și o să avem și o rubrică în care vedem de ce ar trebui să vă eliberați sau să ne eliberăm. Sper să se vadă, ia să mișc eu un pic tăvița mea cu cristale și frunze și lumânări. Da, vedeți? Hai că se vede. Încă un pic, Ela, încă un pic. Să le înghesui. Da, știu, ar trebui să-mi cumpăr o masă mai largă. Tot sper să mă mut de aici. Deci aveți numărul 1, numărul 2, numărul 3. În principiu, cam astea sunt cărțile, da? Ia să le vedeți mai bine? 2 și 3. Da? Vă puneți pauză, vă gândiți, vă alegeți. Cum simțiți? Pe ce criterii vreți voi, da? Eu zic să vă alegeți maxim două numere. Pentru cei care aleg un număr pentru altcineva, să știți că este riscant pentru că nu știți exact ce ar alege acea persoană. Chiar dacă voi vă gândiți la acea persoană, voi vă gândiți la acea persoană și manifestați altceva, ceea ce ar manifesta acea persoană. Acum, eu o să pun cărțile deoparte și începe talarea. Pentru numărul 1, cei care ați ales numărul 1, dragii mei, au venit niște cărți, îndrăgostiții, apoi nebunul și eu sunt nebunul care te iubește, nebunul de alb, interesant. Știu că am mai conversat cu cineva la un moment dat, am discutat. Ah, oare când am. Cred că la o etalare mai acum câteva luni de zile am primit o melodie, nebunul de alb. Oricând am citit eu mesaje poetice, posibil, oricând am expus pe Facebook o lucrare de-a mea, nebunul de alb. Îndrăgostiții, nebunul. Asul de cupe și apoi ce a mai venit? A, regina de spade. La capătul setului de cărți, acesta este un mesaj în plus. 10 de bute. Și regele de spade și regina de spade, interesant. E o pasiune. O pasiune mare între o persoană emoțională, pentru că nu știu exact unde sunteți voi, o persoană foarte emoțională, sensibilă, delicată, pare firavă, dar nu-i firavă. Și o persoană care pare dură, rece, rațională, adunată, collected, da? Posibil să nu fie cum pare, știți? Că aparențele înșală. Dar această pasiune și atracție foarte mare între voi, care sunteți opuși, da? Este o nouă lume, undeva la distanță, la o călătorie. Asta înseamnă, poate să însemne și un nou capitol în care cei doi, foarte atrași unul de celălalt, renunță la o atmosferă tensionată, 10 de bâte. Este tensionată pentru că unul dintre voi poate este într-o relație de lungă durată, poate are un job cu multe responsabilități. Chiar dacă nu are job, are responsabilități acasă, undeva și nici nu trebuie să fie căsătorit, da? Poți să fii necăsătorit și să ai multe treburi acasă, asta e clar, da? Cel puțin unul dintre voi lucrează de zor și nu mai știe să se implice în. Nu mai știe să-și aprindă scânteile, deși scânteia s-a aprins între voi. Acum, cu acest capitol, lumea și 10 de bâte, ceva se întâmplă. Pentru că la luna nouă, da, cel puțin cu o seară înainte de luna nouă, adică până ieri, vă eliberați de tensiunile astea care vă ajută să manifestați ceva nou. Îmi place când vine confirmarea în cărți, totuși. Tarotul rămâne tarot. Nu se compară cu nimic altceva, mai ales când te rogi și te cureți înainte ca să primești mesajele cele mai bune, da? Apare 0, da? Momentul de lună nouă, chiar este lună nouă, da? Nu e 0, nu e 1, nu e 2, este chiar 0. În această seară, în această perioadă, sper, vă eliberați de aceste tensiuni. Totuși, regina de spade a venit în poziție bună. Ați putea discuta. Ar fi frumos, ar fi minunat. Dacă alegeți să începeți ceva nou și ce înseamnă nou să manifestați această relație, e o relație, atracție despre care am vorbit, care până acum vă consuma datorită atracției fizice foarte intense, da? Asul de bâte și 10 de bâte. Și cred că și unul și altul, sau măcar unul a încercat din cauza acestei intensități. A încercat să fugă în muncă.
în alte responsabilități. Dar intensitatea asta, acum cu acest nou capitol, naște, așa îmi place, așa am simțit nevoia să zic, naște o nouă etapă în această relație, în această chimie care există foarte mare între voi, dar e o nouă etapă, zero, da? Lumea și zero. Se încheie acea etapă și se naște încă una în care se exprimă dragostea. Cel puțin ar trebui exprimate emoțiile, ar trebui exprimat ceea ce simțiți, bucurie, tristețe, stările pe care le aveți, ar trebui exprimat, da, cu sinceritate. Un mesaj în plus față de cele care vor veni. Pentru unii dintre voi este marcaj între semnul gemenilor și semn de apă. Poate să fie și la semn de aer, că am văzut și regele de spade și regina de spade, dar cu gemenii, probabil că unul aveți aspecte în gemeni. Și atunci nevoia de comunicare este foarte mare în această poveste. Însă, pun deocamdată cărțile deoparte, aș vrea să vedem de ce trebuie să vă eliberați în această perioadă. Da, încă se mai pot face eliberări pentru manifestarea noului. O dată, numărul 1 de 2 ori, de 3 ori. De ce trebuie să vă eliberați? Tăiem cărțile. O dată, 2 de 3 ori. Ia să vedem. The High Priestess. De secrete, de confuzii. Interesant. Cavalerul de spade. Este probabil că personajul cu marcaj puternic, cel mai puternic marcaj dintre voi doi, în semn de aer, acela are tendința, deși este impulsiv de la natură, are tendința să pună un văl de mister peste acțiunile sale, peste felul în care comunică. Și puterea. De ce pune mister pe felul în care comunică? Pentru că se luptă cu ceva. Wow! Și în acest moment, după cum mi-arată cartea, puteți să o vedeți și voi, prima privire mi-a spus că se luptă cu... mi-a atras atenția asupra unui detaliu și presimt că se luptă sau s-a luptat cu atracția aceasta fizică. Da? Prima ceacră, prima și a doua ceacră. În fine, cartea este interesantă, am ales acest set de cărți tocmai pentru că e mai întunecos, ține de Scorpion, luna nouă în Scorpion și de eliberări care ne fac drumul mai ușor către manifestări. Deci s-a luptat, iar probabil că cel cu marcaș puternic semn de aer. Cavalerul de spade este un călător, este... nu comunică cel mai elegant, dar poate să fie sincer. Însă, în această perioadă, n-a fost sincer, tocmai pentru că s-a luptat cu niște tendințe sau cu atracția aceasta despre care am vorbit. Și din cauza aceasta, acestei lupte, nu a mai fost sincer cum ar fi fost normal să fie un cavaler de spade, ci a pus un văl peste acțiunile sale și peste vorbele sale, un mister, o confuzie, tocmai ca să nu se vadă lupta cu, da, 7 de cupe. Da, prefera să viseze, să aibă fantezii. Cavalerul de bâte, iar atracție fizică, îndrăgostiți, iar probabil cel cu marcaj puternic în semn de și regele de spade pe care l-am văzut mai devreme, da? În semnul gemenilor. Dacă nu sunteți voi, trebuie să vă eliberați de această persoană. În ce sens? Să nu vă mai lăsați influențați de această confuzie și mister pe care îl creează personajul. Să nu vă mai lăsați influențați. Sau poate să fie o eliberare temporară de acest personaj pentru că vă creează o confuzie nepotrivită cu ceea ce vreți să manifestați în această perioadă. Parte din povestea voastră de viață, da? Acum, energie generală. O dată, pentru numărul 1. De 3 ori. Tăiem cărțile și alegem o carte, energia generală. Niște mesaje și încă. Ia.
Iau, te 10 de bâte despre care am vorbit. Vă consumați energia. V-ați consumat, dar trebuie să rupeți ceva. Este ciocanul lui Thor, da? Trebuie să rupeți. La capătul setului de cărți avem iar semnul balanței, mai devreme a fost gemeni, da? Ideea de 2 de spade. Trebuie să blocați ce? Trebuie să blocați ceva. Sau să alegeți. Cu înțelepciune și cu credință. Aveți niște lacrimi în spate, pe care trebuie să le lăsați în spate, cum am zis mai devreme, să vă eliberați, clar. Cu 10, dar cel care rupe, da, e o eliberare care vă dă, vă pregătește drumul pentru manifestarea unui echilibru, așa simt, Yin și Yang. Puteți să manifestați echilibrul cu înțelepciune și cu credință. O să mai vedem alte mesaje. Și iar mă entuziasmez pentru că mi se par fascinante mesajele de la etalare la etalare. O dată, de 2 ori, numărul 1, de 3 ori. Am văzut înger pe pământ. Dacă acesta spune ceva cuiva, este minunat. Ah, interesant, alegere. Am zis că trebuie să alegeți. Și îndrăgostiți înseamnă și alegere. Să alegeți să începeți ceva nou, eventual o nouă dragoste, că am văzut nebunul și asul de cupe. Înțelept, eventual, cu regina de spade. Regina de spade, tai și alege, da? Taie cu trecutul și alege lucru care... De 6 și cu 2, 8, transformare, că vorbim de scorpion, da? O alegere care vă poate transforma viața. Vai, ce frumos! Heaven, she is the moon. Ea este luna, energia feminină. Este cea care ridică. Daruri primite. Pentru blândețea voastră, doamnelor, sau bărbaților care ați lucrat cu energia voastră feminină, she is the moon, Dumnezeu vă vorbește, Yin și Yang Lover, vă poate oferi un iubit sau un partener care vă echilibrează yin-ul, yang-ul, da, masculinul, femininul, dar tocmai pentru că sunteți ființe delicate, soft, da, aveți niște daruri în continuare de primit, trebuie să primiți în continuare și atunci trebuie să vă eliberați de acel consum de energie. Da, she is the moon. She heaven. Alegeți raiul, alegeți creșterea spirituală, alegeți divinitatea. Păstrați-vă conexiunea la feminitatea voastră, intuiția. Multe mesaje. Deci aveți de făcut o alegere. Alegerea vizează creșterea voastră spirituală, vizează fericirea voastră, heaven. Heaven on earth. Ah, ce melodie, nu știu ce legătură are, probabil că trebuie să ascultați melodia, e în engleză, Bonnie Tyler, Heaven on Earth. O să, ce să pun, sper să nu uit mesaje de la îngeri pentru numărul 1. De 2, de 3 ori. Tot așa tăiate că e mai ordonat. Mai bine să fie ordonat. Într-o lume, ia uite, consideră fundația pusă. Uite-te la cât de angajat ești în dragoste. Cât ești de fidel în dragoste. Ah, ce frumos! I love you! Acțiunile vorbesc puternic. Probabil că alegerea pe care o veți face în primul și în primul rând cu acel heaven, da? Și ce am zis mai devreme, ține de dragoste față de voi. Aveți deja pusă fundația în această direcție. Dragoste față de voi și stimă față de voi. Posibil pentru unii, veți trăi și veți vedea, alegerea pe care o faceți voi și altcineva
să vă ajute să creați o anumită fundație în relația voastră de dragoste. Poate veți auzi această declarație într-o formă sau alta, măcar printr-o melodie. Dar că vine, că nu vine, în primul rând trebuie să vă spuneți vouă că vă iubiți. Eventual, dacă știți că vă iubiți și că lucrați în acest sens, posibil să învățați și pe altcineva, rămâne de văzut. Hai să vedem. Numărul 1. Ce vine nou în această perioadă? Hai să tăiem. În această perioadă, numărul 1. Valetul de monede. 9 de monede. Valetul și cu 9 înseamnă, da? 9 și cu 1, 10. Wow! Marele preot? Dar, cavalerul de monede. Da. Interesant. Iar la capătul setului de cărți, nebunul, da? În spate, spânzuratul. Sunt multe sacrificii, multe conflicte, invidii pentru o dragoste ca din cer. Interesant. Heaven, ca din cer. O dragoste ca din cer. Care trebuie aleasă, da? Regina de cupe și 10 de cupe. Da. Acum, că sunteți voi semn de apă, că sunteți semn de aer, că există semn de pământ, nu contează, citim energiile. Vedem toate, am văzut până acum și băte și pământ și aer și foc. Aș vrea să clarific. Clarificăm valetul de monede. Da. Au două au vrut să vină. Interesant. Regina de monede și 9 de cupe. Clarificăm 9 de monede. Ia uite, tot două au vrut să vină. Interesant. Male preot. Clarificăm male preot. Luna. Clarificăm cavalerul de monede. Ah, astea vor să vină? Ok. Ia uite, Marea Preoteasă și Regele de Cupe. La capătul setului de cărți, nebunul și Regina de Cupe. Cu Regele de Cupe și Regina de Cupe, da. Vă potriviți cu cineva din punct de vedere emoțional, nu doar fizic, cum am văzut mai devreme în primul mesaj. Deci, valetul de monede. Posibil cineva mai tânăr decât voi. Își dorește să vină, să se întâlnească cu voi, să vă dăruiască ceva, să exprime ceva. Dar e foarte interesant că persoana care este independentă sau mai independentă, 9 de monede, are tendința să se uite într-o altă direcție. Direcția este, ia uite, heaven, da? Către uliu, comunicări intelectuale sau spirituale cu alte dimensiuni. Eu personal, v-am zis, mă fascinează nouă de monede, pentru că femeie, bărbat ce-o fi, persoană independentă, reușește să realizeze multe lucruri, chiar dacă e singură, reușește să învețe să-și spună I love you, să se iubească, da? Să se aprecieze, să se respecte și comunică în continuare, nu se oprește la ceea ce a realizat, comunică în continuare, crește nouă, da? Se extinde intelectual, spiritual și fizic. Și fizic. Însă, acest personaj, că sunteți voi că altcineva, este preocupat de o lume mentală, spirituală, intelectuală, de creștere spirituală. Interesant și intelectuală. Ceea ce îl face destul de diferit, dar imediat o să clarific. Deci cineva vrea să vină, persoană mai tânără, eventual bărbatul, e un valet totuși, către o doamnă independentă, evident că puteți inversa locurile, da? Să se creeze acest 9 și cu 1, 10. Dar după cum vedeți, un personaj are mult mai mult și nu vorbesc financiar. Nu, nu financiar, ci ca și consistență. Unul este mai consistent decât celălalt, nu doar ca realizări profesionale, dar ca și
felul în care și-a manifestat această dragoste, I love you, da? Venus. Venus poate să fie profundă sau superficială. În acest caz, Venus este foarte profundă, da? Și atunci, 9 și cu 1, 10, se dorește o legătură, crearea unei legături spirituale profunde. Se simte, da? Cu asul de bâte și cu asul de cupe pe care le-am văzut, se simte că e o legătură specială, profundă. Poate unul dintre voi să fiți căsătoriți. Din cauza acestei căsătorii, se este confuzii sau niște secrete sau niște lucruri despre care voi nu știți. Da? Posibil. Însă, cine vine spre voi, repet, vrea să creeze această fundație într-un viitor, că e o situație nouă care vine la lună nouă și se va materializa interesant la o lună plină. Cândva, poate la lună plină în Taur, poate că tot în opoziție peste vreo 6 luni de zile, rămâne de văzut. Dar să simțiți că s-a pus acum cărămida care se pune la această fundație, mulțumesc mult de inspirație, se va manifesta într-un fel mai consistent la o lună plină în Taur. Poate veți încheia un contract, poate, nu vreau să vă creez iluzii, dar poate unii vă veți căsători sau veți simți că într-adevăr legătura dintre voi e profundă la o lună plină în Taur. Însă, interesant, vine cavalerul de monede după acest Taur sau după acest mare preot. Nu mă fixez pe Taur sau pe pești, rac, scorpion, nu țin musa. Eu am zis, am văzut și semne de aer și de foc și de toate felurile. Ideea este că apare cavalerul de monede. Acesta sugerează că lucrurile se vor construi destul de lent. Destul de lent pentru că personajul masculin are multă dragoste, multe emoții. Interesant că la capătul setului de cărți apare și Regina de Cupe. Pentru persoana în cauză, dar și le ține destul de pitite, ascunse, da? Marea preoteasă. Marea preoteasă. Iar acum, ca să și clarific ce e cu acest vale de monede. Valetul acesta de monede, ori are o mamă, ori are o soție, Regina de Monede, ca și influență, dar e interesant că sunt spate în spate. Poate din cauza aceasta să aibă tendința unor să bea mai mult. Dar, e obligatoriu, evident. Acestea pot să fie gândurile. Veți trăi și veți vedea, eu vă dau mai multe variante, veți vedea cum se manifestă aceste variante în viața voastră, pentru că, repet, eu nu vă creez destinul. Voi vi-l creați în funcție de ce ascultați și ce vă place, nu vă place și păstrați în sufletul vostru, în mintea voastră și se manifestă. Deci acest valet de monede, ori are o soție, ori are o mamă, dar printre altele, se simte foarte fericit în preajma celei cu 9 de monede, personajul independent. Simte un grad de fericire pe care nu l-a mai simțit, de emoție. Și pentru că am văzut totuși că se dorește construcția unei relații de lungă durată, stabilă, bazată pe emoții și pe sentimente profunde, posibil uneori când bea sau când se simte bine cu prietenii sau când are tendința să spere că 9 de cupe înseamnă și speranță, dar este steaua, varianta mică, mai un păhărel, da? Și încearcă să-și proiecteze o imagine despre voi ca și viitoarea soție sau viitorul soț, da? Regina de monede. Este un vis, nu știu, eu așa simt, un vis sau o speranță, că veți fi împreună și că veți crea stabilitate. Regina de monede, chiar dacă nu-i soț și soție, este o energie care creează stabilitate, da? Și asta se vrea, se vrea să se pună o cărămidă la o construcție relațională, da? Spirituală. Deci, nu doar emoții, nu doar pasiune, ci și durabilitate, stabilitate. Însă, personajul independent este mai defensiv, își face griji, este mai stresat. Din ce motive? Dacă voi știți că sunteți aici, bănuiesc că vi le știți motivele pentru care sunteți defensivi și vă faceți griji.
Poate vă luptați cu gândurile voastre, fiind independenți și simțind, da? Energia feminină este aici, prezentă, da? Și sub forma lunii și a marii preotese, intuiția vă spune că ceva este și ar putea să fie de lungă durată. Fiind persoane independente, probabil că vă faceți griji să vă păstrați interesant cum vine mesajul terenului. Vă place independența voastră 9 și 9. Asta e. Chiar dacă, știți, vă înțeleg pentru cei care sunteți aici. Independența este asumată, este responsabilitate. Nu orice om poate să fie singur, independent. Independența nu înseamnă să fii frusturatic, da? Înseamnă să te implici total. Total în realizări, în creșterea ta spirituală. Să treci prin nopți de chin, ca apoi să poți să te bucuri de niște reușite, da? Și aici este iar un stres pentru personajul care este aici în nouă de monede, care se simte aici, bărbat-femeie. Nu prea își dorește să piardă acest teren. Este câștigat cu multă muncă, cu mult efort, cu lupte. Și e o luptă interioară interesant. Dacă cedează, da, este și alegerea, trebuie să alegeți. 6 și 2. 6 și 2 înseamnă transformare. Dar în momentul în care l-alegeți pe Dumnezeu, alegeți creșterea spirituală, repet, vor veni și alte daruri și printre aceste daruri veți primi, Dumnezeu vă va vorbi, veți primi și un partener care vă completează, iar 8, avem numărul scorpionului. Și care vă poate, da, gardianul familiei, care vă poate, iar 6 și cu 2, da, numai 62 este 26, vă poate oferi în timp o senzație neapărat de familie, de stabilitate. Interesante cărțile, cât am vorbit? O, 27 de minute, wow, aproape jumătate de oră. Deci această construcție se va manifesta încet, nu uitați că se va manifesta încet. Dragostea nu va fi chiar exprimată, chiar dacă apare un I love you, într-o formă sau alta, va fi ținută în spatele unui văl. Acum că acest văl vă acoperă, cum să zic, iubirea și construcția, vă acoperă sau vă separă această relație de societate, de invidioși, că am văzut 5 de spade și de alte lucruri posibil și e foarte bine, uneori e bine să nu arătăm lumii chiar tot ce facem, chiar e bine. Dacă n-ați înțeles acest lucru, aș vrea să înțelegeți că uneori e bine să nu știe lumea. Să aveți, totuși, vorbind de o lună nouă în Scorpion, să vă păstrați intimitatea. Marea preoteasă, cu siguranță, își protejează intimitatea, viața, da, e un mister. Ce caută, da, ce citește, cum crește, ce simte, ce intuiește, da? Și nu știu de ce în acest moment o asimilez, o asociez pe nouă de monede cu Marea Preoteasă, da? Pentru că sunt persoane care vor să crească. Da. Poate nu știe lumea prin câte conflicte treceți, prin câte lupte ați trecut și în această relație și în ce vine și așa în general. Dar da, este cerul. Alegeți cerul. Alegeți creșterea, pomul vieții, creșterea interioară, spirituală. Și atunci acest bărbat ar putea în timp să înțeleagă, să-și înțeleagă emoțiile, să-și le echilibreze și să vă aprecieze eventual mai mult. Nu doar ca o viitoare soție, ci să vă acorde, interesant, să vă acorde independența. Da, în fine. Sunt mesaje, veți trăi și veți vedea. La capătul setului de cărți, Regina de Cupe, da, nebunul, dar cineva dorește să exprime dragoste.
Poate să vină cu flori. După o perioadă de stagnare, după o perioadă interesantă, împăratul, am zis că cineva ar putea să fie căsătorit sau cu responsabilități, după o perioadă de așteptare în care s-a lucrat, s-a plâns, s-a plâns, s-a tot încercat transformarea, renașterea în această dragoste, cavalerul de cupe și asul de cupe, care se suferă, se plânge, se dorește renașterea, iar se pune capăt. Iar se mai construiește, iar se așteaptă și asta pentru că masculinul e destul de încăpățânat, își dorește să controleze pașii. Dar eu așa simt că acest zero și regina de cupe arată că e așa simt. Da, împăratul acesta, masculinul acesta foarte încăpățânat, va vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Interesant, dacă e căsătorit sau e într-o poziție importantă, va primi la o lună, lună nouă, acum, lună plină, va primi o informație subtilă, divină, da? Informația, iluminarea. Despre această posibilă construcție stabilă și sentimentală cu voi, dacă voi sunteți reginele. Și unul și celălalt aveți tendința să fiți independenți, însă unul este o leacă mai egoist decât celălalt, da? Se gândește mai mult la satisfacțiile sale personale decât la creșterea sa spirituală. Da. Ar mai fi ceva să clarific? Clarificăm luna. Clarific, o, sunt multe. Oricum e lupta interioară. Ia. Clarificăm luna. Pentru numărul 1. Eu te regrete. Da. În legătură cu această dragoste care se dorește renăscută, dar probabil că cel care este într-un contract, într-o relație de familie tradițională sau, eu știu, de care o fi sau job important, repet, nu exprimă regretele, lacrimile, regretele trecutului, lacrimile că nu sunteți împreună, nu exprimă niște lucruri. Dar va veni să pună totuși o fundație, o cărămidă, e o chestie materială, să se implice cât de cât. Ce mai simt? Dați-mi timp un pic să mai simt ceva. Da, va fi un moment în care acest personaj care, dacă are tendința să mai bea sau să fie egoist sau să se ducă mai mult cu prietenii, nouă de cupe, am zis că poate să fie uneori un selfish, un om mai centrat pe sine, da? Pe echilibrul său fizic și confortul său emoțional, da? Uneori, da? Am simțit și această variantă. Acest personaj care vine totuși să construiască ceva în relație cu femininul acesta foarte independent, uneori stresat, dar e fain, știi, că nu poți să fii în pace tot timpul. Sunt provocări în viață. Da? Acesta simt că la o lună plină sau în această perioadă, Doamne ajută, Doamne ajută să fie pentru că totuși etalare pentru luna nouă în Scorpion, să renunțe, da? Să renunțe la aceste cupe care s-ar putea să fie prea multe, prea goale și să se întoarcă către doi de cupe. Spun asta pentru că ați văzut mai devreme regina de cupe și finalul este un rege de cupe. Să se întoarcă către cupa sa, să învețe să se iubească, da? Să învețe să se iubească corect și să manifeste această legătură, da, regina de cupe și regele de cupe dintre voi doi. Cu alte cuvinte, să înceapă să crească spiritual. Să se elibereze de niște regrete care țin de familie, de tradiție.
de niște reguli stricte și să crească încet, încet, încet. Nu știu, pentru cine o fi această etalare? Acum, dacă nu vine nimeni, acest val de monede reprezintă un proiect al vostru care vă ajută să creșteți. Cu răbdare, cavalerul de monede veți crește și vă veți găsi, vă va asigura și echilibru emoțional acest proiect și stabilitatea financiară, dar și creșterea spirituală. Dar pentru acest lucru trebuie și voi să vă eliberați, cum am zis mai devreme, să vă eliberați de niște chestiuni care țin de tradiție, de familie, de mamă, da? De niște regrete, ca să puteți manifesta echilibru emoțional și altfel de creștere spirituală, mai subtilă, mai relaxată, în afara regulilor stricte. Da. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Mai vedem la etalările și pe zodii. Evident că după etalarea aceasta o să fac, sper să reușesc astăzi să fac săgetătorul, da? Cam atât. Acum pun pauză. Nu mai pun pauză. Nu mai pun pauză. Încep cu, continui de fapt, numărul 2. Cei care ați ales numărul 2, dragii mei. Cei care ați ales numărul 2, aveți niște mesaje. Ia să le vedem în timp ce. Regina de spade, cavalerul de cupe, interesant, regele de monede și justiția sau balanța. Nevoia de a comunica, eventual. Oricineva în viața voastră își dorește comunicare, o comunicare și corectă și emoțională, și celălalt nu poate să-i acorde, interesant, să-i acorde această comunicare pentru că este implicat într-un contract sau într-o căsătorie. Regele de monede poate să fie soț sau un personaj concentrat pe banii săi, pe jobul său, da? Justiția poate să reprezinte casa șaptea a relațiilor, contracte, da? Căsătorie, dar poate să fie și contracte la locul de muncă, da? Și din acest motiv, interesant, regele de monede se uită înspre justiție. Responsabilitățile îl fac mai puțin deschis să audă ce vrea, eu știu cine, să verbalizeze. Probabil o doamnă cu regina de spade, o doamnă destul de bună la capitolul comunicare, înfiptă în felul în care se exprimă, înfiptă, așa simțit, așa, adică foarte persuasivă. Dar nu doar intelectuală, ci și emoțională cu cavalerul de cupe. Ar vrea să vorbească despre vindecare, despre emoții, despre dreptate, despre lucruri înalte, dar avem totuși un Oliu Vultur acolo, da? Vă invită, dacă voi sunteți aici regii, vă invită la discuție, dar probabil că unii dintre voi sunteți implicați în această situație, da? Justiția. La capătul, vedeți unde sunteți. Poate sunteți semnele de aer. Da? Poate dacă sunteți voi semnele de aer, cu cine știe ce marcaj, vreți să discutați despre. Interesant cum vine. Să puneți pe tapet, cum se zice, da? Pe masă, emoțiile. Domnule, noi avem emoții sau nu avem? Pentru că văd, dragul meu soț sau soție ce ești, partener, văd că ești cu. Da, puteți să fiți partener sau. Îmi vine cunoștință ce sunteți voi. Semnul de aer pentru unii vrea să vorbească cu semnul de pământ și semnul de pământ nu prea se concentrează, nu-i dă atenție sau nu vrea să discută. Despre emoții. Doi, noi mai avem emoții, mai simțim ceva, ce facem? Putem să vindecăm această relație, putem să o rezolvăm pe cale amicală sau nu putem? Și dacă nu putem, ce facem cu acest contract? Îl rupem? Dar cum putem manifesta dreptatea? Pentru că asta nu e dreptate, da? Interesant cum e mesajul. La capătul setului de cărți, împărăteasa, valetul de bute. Dacă, da? Justiția și doi de cupe. Regele de bute. Dacă sunteți unul dintre voi are copil sau aveți copii, sunteți mame și aveți copii, se poate discuta despre acest aspect?
În căsătorie, într-o posibilă despărțire, eventual. Dar unul dintre voi, judecata, judecă, probabil cel care, așa simt acum, poate să fie și invers, unul dintre voi judecă, se gândește la ce înseamnă, de fapt, uite, eu vorbesc singur, vedeți? Cavaler de cupe se duce și celălalt se uită la bani, la contracte, la alte lucruri, ce avem nevoie de făcut, eu știu, în casă sau să mai aducem pe masă, în fine, chestiuni, da? Și celălalt se gândește că și-ar dori un personaj cu care să comunice de la suflet la suflet, da? Are o dragoste, dar trebuie să o păzească, să o țină, să o protejeze, pentru că nu are cu cine să comunice de la suflet la suflet. Poate unul dintre voi și-a găsit sufletul pereche și trebuie rezolvată problema în relația karmică. Posibil și asta, posibil și asta pentru unii dintre voi. Rămâne de văzut, îmi confirmați, sunt mesaje care au venit în plus. Acum, o să amestec cărțile. Și revin la ele imediat. Deocamdată aș vrea, pentru că la orice lună nouă, sau orice lună nouă, se începe cu o eliberare. Da? Și aș vrea să văd de ce trebuie să vă eliberați cei care ați ales numărul 2. O dată, de două ori. De ce trebuie să vă eliberați de 3 ori? O să tai cărțile, că așa mi se pare mai ordonat. Ups! Am ales pe acestea mai întunecoasă pentru că e lună nouă în Scorpion. Ia! Oh, ce frumos, soarele! Regele de spade, regele și regina de spade, interesant. Și îndrăgostiții. Îndrăgostiții au venit, dacă nu mă înșel, în aceeași poziție și la numărul 1. Poate are legătură. Și Marea Preoteasă, interesant. 3 de bâte. În secret sperați. Sperați că lucrurile vor fi bune. Regele de bute și 10 de monede. Deci trebuie să vă eliberați. În primul rând, când îndrăgostiți, clar că aveți o alegere de făcut foarte importantă și regele de spade, am văzut și regina de spade, da? Vă avertizează că trebuie să vă gândiți bine, să vă faceți o strategie, să gândiți bine ce alegeți. Pentru că aici este, trebuie să... Aș vrea să clarific soarele. Pentru unii, poate trebuie să vă eliberați de un personaj care încearcă să vă domine într-o formă sau alta. Dar clarificăm soarele, te rog frumos. Clarificăm soarele, ce trebuie să elibereze numărul 2. Cavalerul de spade. Și clarificăm, interesant, și asul de cupe. Și doi de cupe, wow. Și împărăteasă, wow. Și clarificăm regele de spade. Trebuie să aleagă. La alegere avem, da? O variantă de care ne eliberăm ca să putem, seamănă oarecum cu ce se întâmplă la lună nouă și lună plină, da? Avem două variante. De una ne eliberăm ca să putem să manifestăm alta, da? Exact ce facem acum, nu, regele de spade. Regele de spade. Clarificăm regele de spade. Interesant. Văd ca și semn de foc, semn de aer, marcaj puternic pe aer, gemeni, balanță. Asta, ce asta? Regina de monede. Opa! Regina de monede. Și am văzut mai devreme regele de monede. Deci cavalerul de spade. Nu, cavalerul, regele de spade. Și îndrăgostiții. Deci trebuie să vă gândiți bine la această alegere. Pentru că brusc, interesant cum simt,
Brusc, în viața voastră a venit soarele, a venit o energie vitalizantă. Da? Am zis corect, da? Pentru că soarele și cavalerul de spade au în spate asul de cupe, doi de cupe, asul de cupe, nouă dragoste, doi de cupe, sufletul pereche și împărăteasa, femeia divină. Deci unii dintre voi, dacă sunteți bărbați, v-ați întâlnit cu femeia voastră divină. Într-un mod neașteptat, cavalerul de spade. Și aici sunteți puși să alegeți, îndrăgostiți, v-ați și îndrăgostit eventual. Eventual sunteți între două iubiri, una pământeană, alta divină. Dumnezeu v-a adus față în față cu acest personaj nou, sau care a venit, da, e nou, că e un as de cupe, sau care a venit într-un mod neașteptat și sunteți puși să alegeți între o atitudine mentală sau niște alegeri pe care le-ați făcut pe cale rațională, regele de spade, da? V-ați căsătorit eventual sau aveți un personaj de lungă durată sau o mamă sau, da? Cineva tradițional în viața voastră. Ați ales acest personaj pe criterii raționale la un moment dat în trecut, da? Că sunteți semne de aer, că sunteți semne de pământ. Apare regele de spade și regina de monede, da? Bărbatul cu marcaj în semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, și femeia cu marcaj în semne de pământ. Însă, este o alegere, repet, regina de monede, este un personaj pe care l-ați ales pe cale rațională. Între timp, a apărut, repet, o energie copleșitoare, înaltă, împărăteasa și soarele, care vă copleșește prin ardoarea cu care se manifestă suflet pereche și o nouă dragoste. Aceștia sunt și trebuie să vă eliberați, ori una, ori alta. Trebuie să alegeți. De ce vă eliberați? E alegerea voastră. Eu nu vă impun nimic, nu vă sugerez nimic. Dar trebuie să vă eliberați de a fi, ca să înțelegem totuși, da? Între două situații. Pentru că este tare greu și neplăcut, da? Între două situații. Și dacă sunteți aici regi de spade și regine de monede tradițional, va fi destul de greu. Va fi foarte greu, știu. O să vedem ce alte cărți se arată. Am ales aceste cărți întunecoase, dark, da? Pentru că este luna nouă în Scorpion. Să vedem cum corespunde sau cum corespund, ce legătură au mesajele următoare cu ce am spus mai devreme, da? Hai să vedem. Energia generală pentru numărul 2. Energia generală pentru numărul 2, odată. Ups, nici nu vrea să aștepte. 8 de spade, e stres. Sunteți într-un, ia uite, 8 și 8 înseamnă un cerc vicios din care trebuie să ieșiți, dar 8 este și casa, 8-a Scorpionului și noi acum marcăm luna nouă în Scorpion, deci trebuie să vă schimbați mentalitatea, da? Tradițională versus o mentalitate cu deschidere către divinitate, către explorarea altor dimensiuni, altor zone cu care poate nu sunteți confortabil. Interesant apare foarte, nu știu, îmi place cum se leagă. Apare conceptul de integritate între cer și pământ, cum am zis mai devreme. Unde este soarele? Este pe cer, da? Și am dezvoltat mai devreme ideea de relații tradiționale pământene, regina de monede, da? Femeia pământeană, femeia tradițională versus femeia divină. Soarele, împărăteasa. Wow, integritate. Iar patru de monede care reprezintă, uitați, relații șablonate, karmice, în care la ora cu tare mă scol, pe urmă fac cafeaua și între timp dau de mâncare la copii. Bărba, femeie, nu contează și bărbații pot să dea de mâncare la copii. Pe urmă mă duc la job, de la job mă duc la cumpărături, de la cumpărături mă întorc acasă și fac curat sau mi-ajut copiii la lecție sau soția la nu știu ce, da? Aici apar conflictele. Conflictele. Posibil, da. Și conflictul ține și de faptul că trebuie să fiți în echilibru între minte și corp. Minte și corp, conflictul. Cum puteți să fiți în echilibru între minte și corp dacă voi aveți conflicte și relații karmice bine programate, desprogramați? Și aici este ieșirea din programare, pentru că 8 de spade înseamnă programare mentală. V-ați programat pentru această viață, să zicem, da, karmică, relație karmică, dar
Provocarea este personaj despre care am vorbit, un personaj tentant, dar nu e vorba doar de tentație, e vorba și de potențialul de creștere emoțională și spirituală, da? Și atunci sunteți între cer și pământ. Între cer și pământ. Acum, dacă vreți să stați mai mult pe pământ, este alegerea voastră. Eu am mai spus, am mărturisit, eu vreau să fiu la ultima manifestare pământeană, să mă ajute Dumnezeu să mă eliberez de aceste karme. În fine. Numărul 2. O dată, de două ori. Ups, nu mai așteaptă, nu mai aveți răbdare. Ia uite, grația ei. Iar este femeia divină care vă cheamă. Interesant că și voi aveți marcaj pe numărul 8. Ați început cu 8 de spade, aveți numărul 17. 7 și cu 8. Deci iar se confirmă și prin cărțile acestea că vorbim despre o vibrație scorpionească, luna nouă în scorpion. Grația ei. Ce diferență, da? Între energia generală pe care o trăiți și grația unui personaj, da? În acest motiv aveți integritate. Cum puteți manifesta integritate în viața voastră? Wow! Dumnezeu vă vorbește! Da? Am zis de femeia divină, Dumnezeu vă vorbește. Eventual, prin prezența acestei femei, sau a energiei feminine, că poate să fie și bărbat în energia sa feminină, depinde cât a lucrat, da? Dumnezeu vorbește și interesant că vine același duplex, să zic, cum a venit și la numărul 1, Dumnezeu vă vorbește și Ying și Yang Lover. În momentul în care vă vorbește prin acest personaj, înțelegeți de fapt ce înseamnă lover, ce înseamnă iubit partener. Partener care vă completează, Ying și Yang, iar 8, care vă transformă, iar o chestiune care ține și de sexualitate, integritate, da? 33 poate să fie un număr important pentru unul dintre voi, dar 33 este număr divin. În care trebuie să manifestați comunicare cu divinitatea și comunicare și cu latura noastră umană. Acum, poate că acest personaj manifestă. Și prezența acestui personaj, de fapt, reprezintă și o grație divină, interesant cum vine la mesaj, o grație divină în viața voastră, pe care trebuie să o ascultați, da? Pe care trebuie să o ascultați. Mi-am că sunt foarte noi cărțile acestea. Hai să vedem ce alte mesaje aveți. Numărul... Ups, băi, dar nu mai așteaptă! Fii doritor să exprimi dragoste, interesant. Fii doritor să exprimi dragoste. Numărul 6, 33 și 6, da? 33 înseamnă 6, 6. 6 este un număr echilibrat. Protejează pe cei care, sau apreciază pe cei pe care iubești. Este important să iubești pe ceilalți profund. Adică să simți iubirea, domnule sau doamnă, în relație, nu să trăiești relații karmice. Și aici este problema. Care trebuie să o dezbați cu tine însuți, cu dumneavoastră, da? Să o analizați în sinea voastră. La lumânare, eventual. Numărul 2. Hai să vedem ce alte mesaje vin pentru cei care ați ales numărul 2. O dată. De 2. De 3 ori. Ups. A, cavalerul de spade. L-am văzut mai devreme, clarifica soarele. Dacă vă aduceți aminte. O energie foarte nestăpânită sau neașteptată, neprevăzută. Lumea, interesant. 5 de cupe și regele de bâte. Poți să trag ochii și conflicte, da. La capătul setului de cărți, 10 de spade, regele de spade, pe care l-am discutat mai devreme, în relație karmică. Acum are în spate un diavol sau semn de pământ obligatoriu. Aici apare Capricorn, regina de monede, tot Capricorn. Dar nu despre asta vreau să vorbesc, nu despre zodii. Nu despre zodii. E o energie karmică în spatele, da? Face sacrificii într-o relație care va duce durere de cap, care nu va duce creștere, da? Și totuși a apărut cineva, iau, 6 de băte și soarele. Și din cauza acestei apariții strălucitoare apar alte conflicte și invidii. Dar
Să revin. 10 de spade înseamnă că acest, dacă voi sunteți, sau cine o fi în viața voastră, personaj, mai, regele de spade e fain în felul lui. Nu pot să zic că îmi place la nebunie, dar are și calitățile sale, știi? Știți, pe care trebuie să-i le apreciem, da? E rațional, e logic, își păstrează echilibru în multe situații, dar prea mult echilibru duce la toxicitate, da? Sau, acest personaj este, nu că sau, clar este și, de fapt, este 10 să vă influențeze, să vă reprezinte pe unii dintre voi. Dar trebuie să încheiați un ciclu, ia uite, integritate, 8 de spade, 10 de spade, trebuie să încheiați un ciclu în care ați stat într-o relație karmică. Clar, punct, fără comentarii. O să clarific. Ceva s-a întâmplat, o veste, comunicarea cu cineva, ori la un drum, ori comunicarea cu cineva, ceva neașteptat s-a întâmplat, se întâmplă eventual, interesant, se întâmplă în această perioadă, că vorbim totuși de această perioadă, și se încheie un capitol în viața voastră. Se încheie un capitol. Această încheiere vine cu lacrimi, într-adevăr, cu regret, dar vine și cu o nouă pasiune, o nouă încredere în viață, în voi. Văd destul de multă energie masculină. Aici, 5 de cupe, este neutră, că nu-ți dai seama exact ce e vorba, femeie. Dar lumea este marcată de energie feminină în aceste de cărți. Probabil că dacă n-ați încheiat acest ciclu, domnilor, sau energia masculină, că puteți să fiți doamne în energia voastră masculină, dacă n-ați încheiat-o, ați încheiat acest capitol, cine e în energia feminină, da, în grația sa, her grace, da, se ridică deasupra lumii, da, pentru a comunica cu divinitatea. Încearcă să încheie un capitol care, cu alte cuvinte, o să și clarific, dar așa simt nevoia, îi trage în jos pe cei care caută divinitatea și cuvântul divin. Clarificăm, hai să vedem totuși, clarificăm cavalerul de spade pentru numărul 2. Ce se întâmplă? Comunicarea cu cineva bruscă, o comunicare, ups, regina de monede. Ia uite, 3 de monede și magician. Regina de monede despre care am vorbit mai devreme la alegeri, da? Vești despre regina de monede, despre mama voastră, despre soția voastră, despre o energie feminină tradițională. Vești. Ori aflați că ei sunt într-un trio, ori ei află că voi sunteți în trio. Magicianul și 3 de monede. Sau vreți să manifestați ceva. Nu vreau să mă fixez doar pe mesajul ăsta, că nu vreau să... Da, nu. Hai să mai vedem ce mai este. Nu. Iar să nu. Clarificăm lumea. Pentru numărul 2. Clarifică lumea pentru numărul 2. Au venit 2. Da, unul dintre voi. Voi știți cine e personajul acesta, dar cineva din viața voastră vrea să renunțe, sau voi. Frumos ar fi să fie voi. Ia uite că e regele de spade, da? Cu această energie. Acasă, o energie toxică. Vrea să renunțe, să încheie un capitol în care se simte epuizat, gata, s-a săturat să fie între două lumi interesant, între două lumi, între două alegeri. E o chestiune iar de integritate. Și în primul rând, integritate față de voi. Dacă nu aveți timp să vă acordați și vouă timp, nu vorbesc de a treia persoană, de voi. Este grav și trist. Dacă cineva, voi sau ei, care sunt ei, a doua persoană sau a treia persoană, repet, nu vreau să specific. Voi trebuie să depistați. Dar cineva din viața voastră vrea să pună capăt unui capitol în care s-a tot jonglat. Eu, tu, el, ea. Eu, tu, el, ea. Da? Și această jonglerie, această du-te vino, alba-neagră, da? Ba vorbim, ba nu vorbim, ba avem timp, ba nu avem timp, a consumat. S-a consumat, da? Și
O persoană din viața voastră veți ști în moment după ce veți asculta această tarare și când se va întâmpla ce se va întâmpla, veți ști despre cine e vorba, nu trebuie să vă zic eu, da? O persoană vrea să pună capăt, da? Și 10 și 2 și lumea, da? Acestui da, ba, da, ba. E o situație toxică. Poate să fie și o distanță între voi și cineva. Clarificăm 5 de cupe, te rog frumos, pentru numărul 2. Uite, moartea, interesant. Iar încheiere de situație este scorpionul și asul de bâte. Ia uite, asul de bâte și 10 de cupe. Uf. Wow. E o separare de cineva care vă îndeamnă să visați la o nouă relație pe care vreți să o munciți, vreți, da, în care vreți să vă implicați cu pasiune pentru că există și atracție fizică și emoțională. Mai dăm o carte pe această moarte și 5 cupe o dată. Uf, luna. Interesant. E o nouă dragoste care a venit în viața voastră, într-o formă sau alta, care a creat confuzii, care v-a pus în tăceri din cauza responsabilităților și altor, iaute, regele de monede. Da? Vieții tradiționale pe care ați eventual trăit-o, voi sau ei, repet. Aici apare puternic semn de apă, pești, drac, scorpion, da? 5 de cupe, luna, moartea, toate elemente de apă și luna nouă, să zic luna nouă în scorpion, da? Eliberă de regrete ca să puteți manifesta eventual o nouă, o renaștere. Renaștere. Da, renaștere. Că asta înseamnă moartea, renaștere. Dar cum să renaști dacă nu pui capăt vechiului, da? Consumului. Clarificăm regele de bâte. Regele de bâte. Și luna este energie feminină în principiu. Regele de bâte clarificăm pentru numărul 2. De bute. Hai că iau o carte. Ia uite. 4 de cupe. Și 4 de spade. Mai. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Între relația karmică, toxică, care v-a adus suferință și o nouă relație sau o nouă etapă în viața voastră, chiar dacă nu e relație. Trebuie să alegeți acest lucru. Ori stați în relații suferinte, chinuitoare, ori vă liniștiți și creșteți spiritual. Poate că cineva vă ajută. Dar depinde dacă acceptați ajutorul asul de cupe. E aici asul de cupe. Dacă stați să vă gândiți la trecut, mai dăm o carte, ia. Sponzoratul și 9 de monede.